Oamenii sunt revoltați că promisiunile autorităților locale nu sunt puse în aplicare. Ei spun că li s-a promis de la an la an că vor primi titlul de proprietate pentru terenul pe care au construit casele, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Ba mai mult, au apărut tot felul de persoane care se laudă că sunt proprietarii acestor terenuri. Cum mi se pare faptul că nu aveți titlul de proprietate? Cum să ni se pare? Greu, da, asta e. Sperăm să fie bine. Dar voi e teamă că... Teamă o să ne fie, că... Na, pentru copii. Pentru viitorul copiilor. Cum ați acest lucru? Păi, dificil, dacă nu s-a dat, nu s-a dat. Ce să... Dar nu trăiți cu teamă că nu aveți titlul de proprietate? Păi, să ieși că teamă și dificultăți, bă, dacă... Ce să facem? Să-i dăm un cap? Am înțeles că au apărut și câteva persoane care, practic, își revendică o suprafață de teren acolo. Da, ca peste tot se găsește câte un binevoitor care are impresia că are teren pe unde s-ar putea ciupi ceva bani. Și atunci mai apare, oamenii de aia sunt, după ce că sunt în starea în care sunt și sunt sinistrați, dacă mai dă și de unul de ăsta de spune, domnule, pe aici am avut eu pământ și s-ar putea să-ți iau chirie, oamenii deja devin suspicioși. Consilierii locali susțin că este dezinteres din partea primarului. În momentul în care s-au reconstituit drepturile de proprietate, de la primăria Albeni, probabil nu s-au interesat să-și recâștige terenul, pentru că ăsta e izlas comunal și e proprietate privată a Comunei Albeni. Primarul a făcut din nou promisiuni oamenilor. Oricum, în două luni, trei luni de zile, deci până la începutul verii, le asigur proprietatea acestui teren. Nu se pune problema că oamenii aceștia nu vor fi proprietari pe acest teren. În prezent, cele peste 32 de hectare de teren pe care sunt construite casele celor 300 de strămutați de la Albeni aparțin Agenției Domeniului Statului.